Prezent în cadrul emisiunii La Subiect, directorul general al CAS Telorman Nicu Șortiță a prezentat noile modificări aduse în domeniu. Practic, asigurații medicali beneficiază de la 1 iulie de o paletă largă de analize în depistarea anumitor boli. În ceea ce privește medicii de familie, un domeniu în care există deficit de personal, Nicu Șortiță spune că în urma noilor prevederi situația se va îmbunătăți. După părerea mea, stimularea medicilor de familie de a accesa zona rurală, pentru că suntem într-o perioadă foarte dificilă în ceea ce privește lipsa medicilor familie din zona rurală. Și mă refer aici la stimulente financiare acordate medicilor de familie care vor să vină să-și deschidă cabinete medicale în localități unde nu există medic de familie sau există deja un punct de lucru care are un program redus. Aceste stimulente financiare pot să meargă până la 40 și ceva de mii de lei pe lună, da? În funcție de zona în care își desfășoară activitatea și de gradul profesional al medicului respectiv. Și nu doar suma, dar și perioada pentru care se acordă acest stimulent poate să se întindă până la 2 ani. Chiar dacă localitatea respectivă are un număr redus de locuitori, el își ia angajamentul că în decurs de 2 ani înscrie în lista lui minimum 60% din numărul locuitorilor și mergem pe bază de convenție, timp de 2 ani cu Casa de Asigurări și Casa de Asigurări plătește, v-am spus, până la 45.000 de lei. Sumele respective pot fi folosite atât pentru cursurile de specializare a medicilor care accesează aceste fonduri, dar și pentru dotarea cu aparatura a cabinetelor medicale. Nicu Șortiță consideră că un rol important în atragerea medicilor de familie către mediul rural îl are și autoritatea publică locală. Aici trebuie să intervină și autoritatea locală, prin diverse stimulente, ajutoare, da. Poate chiar oferirea cabinetului, spațiului în care se desfășoară activitatea, poate plata unor utilități peste acei bani. Dacă vine și autoritatea locală, în mod sigur, medicul va fi tentat să vină în zona respectivă. În mod sigur. Gândiți-vă că 40.000 de lei înseamnă 8.000 de euro. Aceste beneficii nu sunt doar pentru absolvenții de medicină de familie, ci și pentru cei care vor să-și mute cabinetele la țară.